Noi nu practicăm rugăciunea, noi spunem rugăciunea imediat, dar nu, cum să vă spun, știți cum e, ca un strai străin, care nu ți aparține. Părintele Gelasie, până să te lasă să spui rugăciunea inimii, te punea să spui Psalmul 50 și te punea altceva. Bă, tu știi ce spui? Tu știi Tatăl nostru? Da, știu Tatăl nostru. Spune Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în cer, bă, tu știi ce spui? Spune încă o dată. Tatăl nostru care ești în cer, bă, tu auzi ce spui? Da, părinte, ce spun? Spui Tatăl nostru care ești în ceruri, bă. Tu spui că Tatăl Dumnezeu este Tatăl tău, bă. Ai înțeles ce spui? Păi și atunci ce? Eu sunt Fiul lui Dumnezeu? Asta ești. Nu mai e de râs, până. E de mare spaimă. Noi spunem Tatăl nostru, nici nu știm ce spunem. Că știm pe de rost asta, știm pe de rost asta, așa. Și vrem rugăciunea Doamne Iisuse Hristoase. Ca să ajungi la Doamne Iisuse Hristoase, trebuie să ai o țărâcă post, așa, trebuie să ai deja o stare de liniște care să tânjească. Deci aceste cuvinte foarte puține cuprind puterea rugăciunilor acelor mai lungi, cuprind învățătura ortodoxă. În aceste mii, în aceste Tată, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul.